Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Primele dovezi împotriva celor doi sunt plângerile care au fost depuse de tinerele sechestrate și obligate să facă videochat. Acestea vor face parte din dosar. Câteva tinere au depus plângeri la DICOT pentru a primi daune materiale și morale din partea fraților Andriu și Tristan Tate. Acestea vor constitui părți din dosarul deschis pe numele celor doi, în urma acuzațiilor grave care le sunt aduse. Victimele vor primi daune de la frații Tate dacă aceștia vor fi găsiți vinovați de oamenii legii. Una dintre plângeri a fost depusă de o tânără din SUA, după ce a fost scoasă din vila de lux a celor doi din București în luna aprilie a anului 2022. Dosarul a fost deschis după ce s-a făcut o sesizare cu privire la faptul că tânăra de 21 de ani a fost sechestrată în casa celor doi frați. Una dintre plângeri este a tinerei din SUA care a fost scoasă din vila din voluntari a fraților Tate în urma primelor percheziții din luna aprilie. Atunci, polițiștii și procurorii ilfoveni au descins în vila fraților Tate. În urma unei sesizări făcute de un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatică din cadrul ambasadei SUA la București, privind sechestrarea unei tinere de 21 de ani, cetățean american. Atunci, dosarul a fost deschis sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Buftea, pentru lipsire de libertate și viol. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.